Și acum ne băgăm sumare. Hai că ne-a lăsat în față. Uite ce frumos, dragilor. I-a făcut cu farul la el. Bă, nu mergi bine. Lasă că e bine. Hai, bă, oricum ni băgat pe noi motocicliștii ăștia în față, dar că eram după băieții ăștia, știi? Băieții, l-a înghețat. Uite că s-au trezit baștanii. Bună dimineața, dragilor. Răzvan, bună dimineața. Ești ok? Am împachetat o oră bagaje, dar e ok. Hai să spunem că la ora 12:30 că a fost lumina zilei și ne-am distrat aici. Chiar că ne-am distrat fain aseară, deci a fost fantastic. Mai spun o dată canalul tău de YouTube, că totul lumea scrie că nu te găsește. Nu, canal de YouTube. Bobby World Adventure. Am încercat să vă răspund la cei care ați întrebat acolo pe canal la Otilo și vedeți că deja la câțiva l-am răspuns cu acesta este canalul. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat. Și se spune că acum când mergi acasă să încarci foarte multe filme. Da, o să încarc și eu mai multe videouri pentru că na, Otilo deja face de câțiva ani, el acum mă învață și pe mine tot și mulțumesc foarte mult că și aici în descriere o să lăsăm Bobby World Adventure. Felix, tu cum te simți? Acum de ok, am încărcat motociclete, ne-am fost stresați că a trebuit să recalculăm setup-ul bagajelor. Ia spune la prietenii noștri unde mergem azi. Astăzi mergem la Marius Stănescu, prietenul nostru din Bergen, care deja îi mulțumim, deci n-am ajuns acolo. Ne-a invitat și ne-a oferit și un loc să punem capul. Și mergem pe fiorduri. Și mergem pe fiorduri, da. Astăzi va fi frumos, mergem pe fiorduri. Avem două trece cu feribotul, sperăm că scoate și drona, nu? Da. Scoate drona acolo pe la... Pe feribot, da. La Marius acolo. Nu, când merge pe drum un pic. Mergem pe drum, da scoatem un pic drona, nu? O scoatem, da. Poate facem și câteva fotografii. Scoatem al meu, ăla mic dacă... Șate ăla mic, da, cu siguranță. Ok, dragilor, deci... V-am pupăcit. Suntem aici într-o zonă superbă, putem să spunem. Așa am tras astăzi, seară și de echipament, zici că am fost la sală. Mă dor mâinile, am febră. Bine, mă doare mult, am iasă pătățelele de râs. Ok, hai să dăm drumul. Doamne, cât am râs aseară. Ieri seara am râs așa de mult că ne-am îmbolnăvit de râs. Era 12 noapte și tot camperul huia de noi cum râdea. Bine că nu a venit ea să ne bată, mă, nu pe ce spui din gură. Asta e, nu a bătut nimeni. Bine, și peste noapte am avut cântare în cort, da. Eu și cu Otilo ne gândeam cine are concert. Prietenul nostru Felix, fratele meu, a avut concert din noapte. Asta e. Eu nu cred. Eu n-am auzit nimic. MVD-oși. Suntem doar MVD-oși. Eu dorm pe slip ca o privighetoare. Nu, că trebuie să spună că mi-am adus și sac de dormit care rezistă la minus 20. Mi-a fost foarte cald în sac. Deci am tu ai ce să... dopule alea. În caz de ceva, pui dopule în urechi. Dacă da, eu am dormit în kilos, spus sincer. Am luat tot jos de pe mine. Nu, și am dormit pantaloni scurți și fără tricou. A fost okay. Chiar calul. Dimineață, Felix a făcut o cafea bună. Prima dată a greșit la aparat. N-a pus sita și tu n-ai fost acolo. Am băut numai zaț. A fost bun. Da. S-a scurțat stomacul prin dinți. Fără mofturi. Fără mofturi. În aventură fără mofturi, nu? E foarte bun. Ce plăcut e să mergi după un ceas, două, ce ai băut cafeaua și încă mai găsești zaț și gust de cafea printre dinți. Da. De ce nu? Da. Deci asta a fost o experiență unică. Ori aventură, ori nu. A la Felix Făgărășan. Mergem, hai să mergem, că vorbim mult, hai să mergem, dăm drumul la... V-am pupat pe toți și pupat. Bum, hai, nu mergem încolo, încolo mergem, după ăla cu găleata. După ăla cu găleata. Peisajul e magnific, dragilor. Uitați. De la foarte bine în sus putem să punctăm. Ana ce... Tunel, uite. Let's go the party, baby. Asta e GPS.
Cine a urmărit episodul 4, când am zis că am schimbat anvelopele și motocicleta a revenit la normal, o să vă confirm acum, după atâția kilometri în Norvegia, a revenit africana mea întregită, care merge, zici că tragi pe șine. Problemele 100% s-au rezolvat. Tunel în tunel. Tunel în tunel. Felix bagă în față cu GS-ul. Cred că au ei în curul meu, cum vedeți în oglindă. Deci bagă Răzvan. Nici o secundă, chiar acum mai înainte am urcat niște rampe de 12%. Terecau s-a ținut în curul Hondei, deci absolut nu iese, nu este mai slăbuț, că are 500, deci se ține după noi perfect, cum vedeți în oglindă cu mine Răzvan. Chiar dacă Honda mea e mai mult decât dublu la capacitate cilindrică, merge Benelli Tereca de rupe și mai încărcat decât Honda, că Răzvan este fotograf. A adus o grămadă de lucruri. Nu. Frumos, mergem înainte. Și acum ne băgăm sub mare. Tunel în tunel sub mare. Asta treila. Ce bine e sub mare. Răzvane, ce faci? Și mergem la Bergen. No, let's go baby. Hai că nu vă țin, că tunelul ăsta e vreo 10 km. Vă țin aici un tunel, o să aveți claustrofobie. Baby, baby, one time. Hai că ajungem la vapor imediat. Ce frumos. Doamne, ce frumos. Doamne, ce frumos. Sunt vapoarele. Trebuie să ne uităm pe unde urcăm. Acolo era să plătim și cu autopaz, dar cred că vrea să plătim, ăștia s-au dus în față.
că ne-a lăsat în față. Ea stau la rând, mașinile, au zis că motocicletele în față. Bravo! Ce? Să tragem o filmare cum vine nenea cu barca. Ah! Bă, n-ați parcat bine, hai, acum... No, hai, hai înapoi rapid. Nu poți să împingi. Întoarce-te, întoarce-te. Urcă-te pe motor și întoarce-te. Ce? Urcă-te pe motor și întoarce-te. Băi, o să-l răstorni. Hai! E abrupt, aici nu se vede pe cameră. Hai, Felix! Hai! Hai cu batardul, mă! Oh my God! Yeah. Okay, thank you. Yeah. Uite cum coboară de pe feribot mașinile. Stăm între Stavanger și Bergen. Și ai s-o găta și tunelurile și drumurile. S-o găta tot. Începe mersul cu vaporul. Cât face asta? 20 de minute, au zis? 20 de minute, nu? Vedem. Urcăm pe ferry. Un, doi, trei și ferry. Un, doi, trei și ferry. Ce arată asta? Hai, hai! Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Până acum am venit vreo 300 de kilometri în Norvegia, cam atât avem, 350. Și peisajul este fenomenal. Și absolut tot. Când am mers pe drumul secundar, nu ne-am întâlnit cu mașini. Acum suntem pe drumul principal, între Stavanger și Bergen. Știu, mulți ați spus și ați comentat că ar fi bine, Otilă, să treci prețuri la feribot, la... prețuri la combustibil, pe unde sunteți, e foarte greu, dragilor, că știți că eu fac vlogul fiecare seară, nu? Cum fac alți vloggeri, să duc acasă și atunci liniștit finalizează. Aici ajung seara, ieri încă la ora 12:30 făceam vlogul noaptea, deci
Trebuie să mai beau o bere cu băieții. Așa că informațiile astea, cine urmărește pe mine știe că când ajung acasă fac un live tot timpul pe YouTube, în care anunț pe pagina mea de Facebook. Puteți să mergeți și acum pe pagina mea de Facebook, Vertici Otilo oficial, dacă băgați. O să vă las linkul în descriere. Și acolo pe Facebook tot timpul public când o să fac live-uri. Și acolo puteți să mă întrebați, vă explic, vă spun prețurile. Așa e mai ușor și pentru mine, nu mi-e așa mult timp. Mulțumesc pentru înțelegere. Deci pe Facebook dați like pe... Am o pagină de Facebook care cu prieten privat, acolo nu mai puteți, nu mai poți să iau alți prieteni, că sunt 5.000, dar așa și v-am zis, pe Beatrice Otilo oficial puteți să-mi dați like și acolo eu tot timpul pun când am live-uri sau orice. Na, ăsta a fost așa. Uite ce frumos, dragilor! Ce ziceți? Ce ziceți? Foarte fain! Fenomenal! Yes, baby, yes! Ho, ho, ho! Foarte frumos! Ai, 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 ai. Acum am ieșit dintr-un tunel de 8 km și am putut peste podul ăsta beautiful. Peste podul ăsta beautiful. Yes. Mai avem 62 până la Bergen. Peste 30 de kilometri urcăm pe feribot și avem de mers o oră. Așa merge drumul. Hai! Rock and roll! Uite că încet ajungem la a doilea vapor, a doilea feribot, cu care o să mergem circa o oră. Mai avem vreo 50 de kilometri până în Bergen, în care probabil mult cu vaporul vom merge. Ajungem în port imediat, ce frumos, deci. Peisajul te lasă, nu, am zis deja vreo 4 ori în acest vlog, dar chiar dacă bate vântul destul de tare, te răsplătește peisajul. Hai să vedem unde trebuie urcat. Cum trebuie? Dacă veniți în zonă, măcar vedeți și voi cum și ce. N-a mers bine. Cred că n-a mers bine. Bă, iar visez! Sorry, the navigator, he's wrong. He wrong the street. Bă, dar scrie așa de mare că era să pice indicatorul peste el. I-a făcut cu farul la el. Bă, nu mergi bine. Las că e bine. Hai, bă, oricum ni-i băga pe noi motocicliști ăștia în față, dar speram după băieții ăștia, știi? Ce? Acolo trebuie să mergem. Unde? Acolo, așa. Ăsta e alt vapor, știi?
gonna say? They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real with you. Avem circa 5 km până la destinația noastră. Afară sunt 19 grade, chiar este super plăcut. Acum venim pe o peninsulă, peisajul este de vis. Din păcate nu prea se văd de copaci ăștia, dar credeți-mă că wow! Sper că o să se vadă, am pornit destul de târziu camera. Dar tot pe aici venim mâine și încerc să vă arăt. Poate acum aici, da, aici în stânga se vede numai. Dar în dreapta era marea deschisă. Super fain era. Poate aici în dreapta, uite, o să mă duc mai încet un pic. Bate vântul tare. Uite. Încerc să torc capul, dar bun și în față că vin mașini. Fenomenal. Stai în zona asta, zici că ești permanent în vacanță. Este o zonă foarte faină, Marius. Suntem la circa 30 de km de Bergen. Salut, salut! Sute mii de motocicliști, campervanuri. A început sezonul în Norvegia. Ne-a zis un motociclist pe vapor, înainte să coborâm de pe vapor, de fapt la Felix, că e anormal căldura asta aici. Deci, nu e ok, zice, anormal. Ce să faci? Noi ne bucurăm.
că ne-a dat Dumnezeu așa timp frumos până acum. În Slovacia am prins și în Polonia în toate zilele astea de când a pornit ploaie, circa 400 de km, în rest, dar ce frumos e. Soare! Norvegia asta. Oricum, când ajung acasă, v-am zis că o să fac un live cu prețurile, dar momentan la benzinărie mi-a fost foarte, foarte sete și duminică nu prea sunt deschis magazinele și am cumpărat un flacon de cola. Cum am calculat în lei, un jumătate de litru de cola, 15 lei, 3 euro. Un ieftin. Dar în schimb și în Germania ai 3 euro la benzinărie, deci fiecare decide, e scump, nu-i scump, față de hipermarket, supermarket și benzină din România, da, este scump. Mâine, luni, sau când vă uitați voi deja azi, o să cumpărăm la hipermarket, este mai ieftin. Uite, și acum imediat ajungem la prietenul nostru care ne-a invitat să dormim aici. Zici că ești pe altă planetă dacă mă uit în stânga, dreapta. Mare, aveți fiordurile intrate între stângi. Și aici luăm în stânga, da. Mulți ați întrebat ce GPS folosesc, Google Maps. Și ce internet am, repede să răspund, să știți că am, folosesc roaming normal, chiar dacă Norvegia nu face parte din Comunitatea Europeană, același eu la Vodafone, același preț, da, decât în România. Deci nu e nicio problemă de internet. Ce zonă faină poate să stea cineva. Uite ăla cu carul, uite ce frumos carul ăla. Wow! Peste 200 de metri am ajuns, zice. Superbă! Și acolo e mare, în dreapta, nu se vede de... Pace ăștia. Uite, cred că am ajuns. Nu cunosc, că n-am mai fost. Felix cunoaște. Was ist dus? Was ist dus? Was dus? Uite că vine. No, hai să salutăm. Salutare, Otila. Salut, mă. Aici, spre un drum. Ok. Mai bine scoți o mașină și îl băgați în garaj. Cum vrei tu. Cum vrei tu. Pentru noi, indiferent. Așa, se pare că am adus vara. Dacă-ți povestim noi ce... Da, frumoasă zona, fraților. Hai de viață, noi și-am terminat bateriile la tot. Bă, ai văzut ce stângi pe acolo, mă. Ah, registrez! Hello! Welcome to Norway! Hey, nu! Welcome to Miami, că e cald! Welcome to Miami!
No, hai, mai vorbim. Bunătăți s-a primit Marius. Un turcean de la Dobrogea. Da. Turcean de la Dobrogea? Nu, un turcean din Norvegia acum. Foarte, foarte bine arată. Și sună la străiesc și așa de gustos. Mă, gata, la masă, lăsați videourile. Hai! Noi suntem. Vrea cineva pâine? Ok. Eu aș mânca o felie dacă vrei. Și mie, că e foarte gustos, e făcut de Marius. Uite că jumătate am mâncat-o deja, dacă ai stat pe TikTok. Oh. N-a stat nimeni pe TikTok. Da, nu, că am intrat și acolo, era pe TikTok. Nu eram pe TikTok, vorbeam cu mândrie. Bă, da, ce țigani sunteți, mă. Mor cu ăștia. Cred că dacă închide Tito cu Răzvan, hai, pleacă în China și se roagă la președintele Xi Jinping să dea drumul, sau cum o cheamă. Hai să facem o fotografie cu toții. Hai, poftă mare.
Hei, asta a fost ziua de azi, a fost superbă. Ce gustos a fost mâncarea ce am mâncat. Mamă, da, extrem de sănătoasă. Este de sănătoasă, dar foarte, pâine foarte făcută, bună și pâinea și tot. Asta că peștele a fost prins azi la ora 2. Azi la ora 2, pește de proaspăt marea și pâine făcută. Norvegiei. N-ai ce să comentez. Deci un mare pâine de casă. Mulțumim și pe această cale mulțumim Marius. Marius, chiar că îi mulțumim, e un băiat ospitalitate și pentru... Îl ajutăm în Danemarca. Și în satul mare. Îl ajutăm la satul mare, noi în Danemarca. Da, ce frumos e aici. Ne-a prins bine oprirea asta. Chiar ne-a prins bine, da. Ne-a prins bine că motocicletele l-am băgat în garaj, în noi garaj. Mai da. Lucrăm aici, pachetăm, care despachetăm. Aici mai avem o... Da. Aici avem o frumusețe, o bijuterie. De 1100 de tulce. Un ZZR de... 1100. 1100 de tulce, ca să vezi. Ce, mamă, un Kawasaki, fii atent aici. Ce ai, mă? Ce miștoi. Ok, și așa a fost vlogul destul de lung sau nu știu cât a ieșit, acum o să mă apuc de editat. Și foarte ciudat. Suntem la Moto Cafe la Roc. Ah, Moto Cafe la Roc, da, așa da. Se cheamă așa locația aici. Locația. Moto Cafe, Moto Cafe la Roc. Clubul lui Marius. Clubul lui Marius. Noi suntem la Moto Cafe la Roc. Și aici a fost foarte ciudat mai înainte, când Marius s-a dus la culcare că dimineața merge la lucru și a zis că... Noapte bună. Noapte bună. Și afară? Pentru tine, că pentru noi e la fel. Uite. Cât e ceasul? Poți să te uiți cât e ceasul? S-a spus ție, noapte bună. 10 și 6. Deci ora 10 și 6 minute, dar încă soarele este sus. Bro, s-a spus ție, noapte bună, că tu vii din România și de asta. Mai încet. Da. Nu, deci foarte ciudat a fost la 10 și un sfert seara. Spune noapte bună și uite că... Prazele de soare. Și peste două ore poți să le iei camera de la fel, aproape. Peste două ore, nu, a zis că la 1 se face un pic de întuneric și la 3 deja e lumina zilei. Ok. Dacă vă place ceea ce facem, ceea ce fac, abonați-vă pe canal. Este gratis. Și călătoriți. Viața e frumoasă. Trebuie trăită, știți. Noi mâine continuăm spre, urcăm spre nord. Hai! Vă îmbrățișez, băieți! Voi salutare tuturor, vă pupăm și vă iubim. Vă mulțumim tuturor care ne urmăriți. Vă așteptăm aventura. Mâine. Vă pupăm mâine, pe toți. Mâine avem vă mulțumesc de... tuturor că v-ați abonat la canalul meu. Îi mulțumim foarte am mult greșit, și mulți. Am greșit link-ul acolo. Ah. Dar mulți s-au abonat. Da, deja 300 și ceva de abonați am, Bobby, așa că îi mulțumesc la My Brother Nu Hotel. La mine, cine s-a abonat? Da, dar îi mulțumesc și lui, pentru că fără ajutorul lui n-aș avea atâta de mulți abonați, așa. Are mai puține videouri, dar acum filmează da, permanent. Da, acum filmez și pun deja deoparte ca să încep și eu și cred că zilele astea o să public și eu deja un Super. Video cu pregătirea, cu plecarea către Super. Norcap. No, hai, gata. Salutare tuturor, pa. Zi pa, pa. Bună să și rămâna. Numai bine, sănătate. Să rămâna.